Astăzi ne scufundăm în lumea fascinantă a percepției extrasenzoriale, cunoscută și ca ESP. Hai să facem o incursiune în istorie și să vedem cum a evoluat cercetarea în domeniul ESP de-a lungul decadelor. Știați că rușii au folosit ESP în timpul războiului rece pentru a contraspiona? Aveau programe secrete care antrenau persoane cu presupuse abilități extrasenzoriale ca să obțină informații secrete. Aceste programe erau extrem de bine finanțate și păstrate sub un văl de secretomanie. De exemplu, proiectul Troian era dedicat exact acestui scop. Acesta a implicat antrenarea și utilizarea agenților cu abilități ESP pentru a culege informații critice. Așadar, ce putem face? Să fim deschiși la posibilități, dar să rămânem și critici. Este important să abordăm aceste subiecte cu o minte deschisă, dar și cu un scepticism sănătos. Până la urmă, mintea umană e un teritoriu vast și fascinant, încă neexplorat pe deplin. Cine știe ce alte mistere ascunde? Voi ce credeți? ESP e realitate sau doar o iluzie captivantă